Măsurile fiscale sunt un cartof fierbinte, în special pentru mediul privat, iar efectele nu vor întârzia să se facă simțite în buzunarele fiecărui român, spun specialiștii în domeniu. Impactul cel mai mare se va resimți la impozitarea cifrei de afaceri, o practică aproape inexistentă în țările dezvoltate. Tocmai pentru că un rulaj mare nu înseamnă și profit pe măsură, explică pe site-ul panorama.ro Daniel Anghel, specialist în finanțe. Nici celelalte măsuri nu sunt mai puțin problematice, atrag atenția experții. Lipsa unui studiu de impact face ca toate calculele optimiste ale guvernului privind încasările la buget, care ar trebui să acopere deficitul bugetar, să sune bine doar pe hârtie. Din nefericire, se pare că singura soluție aleasă de guvern pentru evitarea intrării în incapacitate de plată este supraimpozitarea mediului de afaceri, cel care susține bugetul de stat, iar noile măsuri fiscale sunt îndreptate tocmai împotriva antreprenorilor, consemnează și publicația Bursa.ro. La rândul său, profesorul universitar dr. Gheorghe Piperia a avertizat că mă uit la ce a spus Consiliul Legislativ și observ că primul punct din opinia acestui Consiliu arată că prin noua lege se trece sarcina privind ieșirea din incapacitatea de plată a statului român pe spatele mediului de afaceri. Se estimează că în 2024 vor fi venituri la bugetul de stat de la mediul privat de 100 de miliarde de lei în plus, în timp ce statul reduce cheltuielile cu doar 16 miliarde de lei. Dacă storci anual de venituri în mediul de afaceri, acesta se va vlăgui la un moment dat și vom vorbi despre un faliment generalizat pe care nu și-l dorește nimeni. Mediul de afaceri din România a fost supus în ultimii ani unor presiuni de care coaliția de guvernare, care și-a asumat răspunderea pentru modificările fiscale, nu a ținut cont. După pandemie a intervenit conflictul din Ucraina, cu impact pe explozia prețurilor energetice care s-au transferat în toate celelalte prețuri. La începutul lunii septembrie, liderul PNL, Nicolae Ciucă, declara presei naționale că PNL este de acord cu asumarea pe legile austerității, dar nu știe care sunt măsurile, în condițiile în care ministrul finanțelor Marcel Boloș este susținut de PNL. Deputații USR și ai partidului Forța Dreptei au depus o moțiune împotriva lui Marcel Boloș, un ministru care crește taxele cu zâmbetul pe buze. Însă, specialiștii în finanțe și administrație sunt de părere că soluția viabilă pentru redresarea situației este cea propusă de avocatul Gheorghe Piperea. Încercarea modificării legii 296 din 2023 prin adoptarea de către Parlament de noi proiecte legislative care să includă în ele toate amendamentele pe care guvernul PSD-PNL a refuzat să le ia în considerare.